Bate un clopot. Bate un clopot. Bate un clopot. Și doare lumina din ochii voștri în lacrima durerii unui neam. Bate un clopot. Și doare durerea sufletelor voastre îndurerând sufletul unui neam. Bate un clopot. Doina Ion. Doina Ion. Bunul Dumnezeu a plăsmuit și a împreunat sufletele voastre, dăruindu-le câte o părticică din dangătul clopotelor căprianei și putnei, neamțului și vârzăreștelor, țipovei și arceșului. Ar fi fost un semn. Atunci, în octombrie al lui 92, când Dumnezeu i-a luat către El pe cei mai buni dintre noi, păcatul e al nostru, al neamului. Iartă, Sfinte Dumnezeul nostru, greșalele acestor doi robi ai Tăi, care prin tot ce au făcut s-au zidit la temelia Sfintei Mănăstiri a reîntregirii și reînvierii neamului nostru, și nu ne ierta pe noi, păcătoșii, dacă nu vom ști să ridicăm această mănăstire la ceruri, către Tine, spre mântuirea noastră ca neam. Bate îndurerat un clopot. Doina Ion. Doina Ion. Bate un clopot, chemându-ne azi, în ziua nașterii Doinei și la cei doi ani de la trecerea în neființă a cuplului Ion și Doina Aldea Teodorovici, la un requiem de crucificare a armoniei Doina și Ion. Pentru voi, Doina și Ion, un clopot veșnic va bate. Pășesc prin cimitirul vechi, pășesc printre morminte, pe pietrele cărora inscripțiile sângerează. Aerul deasupra mormintelor e foarte dens și atotștiutor. E numai istorie, e numai durere. Pășesc printre morminte și tălpele mă frig, de parcă aș fi încălțat în pantofi confecționați din propria-mi piele. Liniștea deasupra mormintelor ticăie ca o mină și-mi pare că ar fi de ajuns să aprind doar un singur chibrit. Și ea, liniștea, ar exploda cu puterea bocetelor adunate de ani la un loc. Pășesc prin cimitirul vechi și liniștea totuși e întreruptă de o voce gemene. Ion și Doina. Frații mei de sânge, dacă a mai rămas ceva din lumânările sufletelor voastre, aprindeți-le. Întunericul, ca un șarpe de pustiu, vrea să ne înclește ființa strămoșească. De la o vreme, în ochii lui, se simte tot mai multă îndrăzneală. Aceste lumânări, odată aprinse, lumina lor devine nemuritoare. Lumina lor devine rugăciune pentru visele noastre. De mâna își prinde timpul ca să-i pipăi pulsul rar de clipe. Ce-o fi acum pe pământ? Mai curg aceleași stele peste fruntea lui în stoluri și din stupii mei mai zboară roiuri de albine spre păduri. Tu, inima, ești liniștită acum. Mult a trecut de răsfrângea în pieptul scund un soare nou în fiecare dimineață și o suferință veche în oșii ce amurg. O zi sau poate veacuri
un stângen doar deasupra mea e lumina. Flori cu sânge de lapte îmi apasă lutul. Să pot, eu mi-aș întinde mâna și le-aș strânge într-un mănunchi, să le cobor la mine. Dar pământul poate nu mai are flori. Gândul meu și veșnicia seamănă ca niște gemeni. Ce lume se va zbate azi în valurile zilei? Ades, un zgomot surd mă face să tresar. Să fie prietenii, fiul, mama sau tata, să fie pașii sprinteni ai doinii, sau e moartă și ea, să fie pașii mici și gura livea ei, sau poate pe pământ e toamnă și niște fructe coapte-mi cad mustoase, grele pe mormânt, desprinse dintr-un pom care a crescut din mine. Frații mei de sânge, salvarea ne va veni de la lumina lumânărilor mereu aprinse ale sufletelor noastre. Și cine ar mai îndrăzni atunci să calce cu cizmele murdare peste pragul sfânt al luminii sufletelor noastre? Mă rea.
Doamne, Dumnezeule, măreți, e numele Tău peste tot pământul. Din strălucirea Ta, cerurilor ai dăruit. Măreția Ta, cine ar putea o slăvi, căci este mai presus decât orice slăvire. Către tine strig, Tu, care ești parte în țara vieții, Tu, care asculți rugăciunile, spre tine se îndreaptă tot ce este din carne zidit. În ziua întristării mele, nu ți întoarce fața de la mine, pleacă-ți urechea, funiile morții mă strâng, năbușela groapei m-a ajuns. Izbăvește-mă, scoate din temniță sufletul meu. Privesc cerurile, măiestria degetelor Tale, luna și stelele ce ar statornici. Ce mai înseamnă omul ca să-L pomenești și fiul pământului ca să porți grija Lui? Amintește-ți, Doamne, că lut suntem. Iartă-mi greșalele și tămăduiește-mi rănile. Judecată, Doamne, să nu-mi faci. În fața Ta nu-i vietate fără brihană. Din mila Ta dăruiește și ce vreți mă vor îmbrățișa. Păcatele tinereții mele și răzvrătirile mele nu le aminti. Cântărește-mă după mila Ta, nu fă judecată robului Tău. Din ceea ce visează, nimeni nu-i drept înaintea Ta. Căci nu-i om pe pământ care să săvârșească binele și să nu păcătuiască. Cine poate sta drept înaintea Domnului? Cine-i neprihănit înaintea ziditorului Său? Că nici slujitorii Săi nu se încrede și în îngerii Săi află sminteală. Cu atât mai vârtos sunt noi, cei în case de luptă de postiți, care din țărână ne trage măcinați între ne prăpădim nesimțit. Doamne Dumnezeule, păzitoră al omului, în mâna Ta e toată suflarea, e duhul a tot ce e om. Ajută-mă, apele până la suflet ajuns sau mă scufund în amorul străfundului fără oprire, în adâncă ce nu mi-e intrată, m-au cuprins șovoaiele. De la beire întoarce-mi sufletul, să licăresc iar în lumina vieții, căci numai cel lipsit vieții nădejde mai are. Rădăcina în pământ îmbătrânește, trunchiul în țărână moare și
căzut, s-a dus, unde e? Pe artistul mort, nu plângeți. Pe artistul mort, nu-l juriți. Bociți pe cel ce în rovie se duce și înapoi nu se va mai întoarce. Vatra lui de obârșie nu-l va mai vedea. Doamne al duhurilor, adăugă sufletul meu în ce adăuși semnilor tăi lângă tine. Izbăvește-mă, miluiește-mă, căci numai de la tine, Doamne, nădejdea mea vine. Yeah.
cel dorscât de dor și nespus, care știe să ne mistuie și să ne purifice, să ne lumineze calea ca un soare, profete, să ne apese ca o piatră de mare și să ne înalțe aidomaribi din povești frumoase, să ne spună că nu suntem mici și neputincioși, ci mari și fără de moarte. Ne frământă cu bucurie inima, nu știu de câte ori avem ocazia, nespus de prețuită, de a sta de vorbă, cu tare om de omenie, care îmi se arată anume în acest fel, cu cel mare dor, nescris, indefinit, pus la un loc de cinste, în viață și sufletele domniilor sale, Ion și Doi. Domnul mă încomit, adică cu Dumnezeu în suflet, rădăcina existenței în solul tradiției de moși strămoși, de a și iubi aproapele, de a descifra pe parcursul curcii vieții tainele frumosului, întruchipate în cuvântul Dor. Doi rămân cu minți, așa au murit, fără să știe că pot fi numit după moartea lor și altfel. Doi rămân cu minți, doi români cu minți. Coincidență fericită. Eu om, zbucium și sede de intelect, doina, intelect și gust, și o mare și frumoasă dragoste. Eu un edor aprins, balade cu azmii de strug și de munți, deci ești istoria de fapte, te lovești de stele și părinți. Doina, e o ramură de suflet, cum e lămâița de-n grădină, când sub roa ca margaritarul își înalță fruntea în lumină. Ion și Doina, e o lacrimă curată, plină de iubire și de mir. Nici o noapte n-a putut vreodată să le ucidă vir cu securi. Și s-a aflat mereu în lacrima noastră.
de un curcubeu ce între taie în altul cerului, de muzică, de dans. N-a rămas indiferentă nici de frumusețea cuvintelor unui grai. A iubit și a cunoscut limba franceză. Pentru a mai reveni încă o dată la farmecul acestei limbi, ție, Doina, acolo în ceruri, îți trimitem următoarea melodie.
plătit minciunii vame. Era numai dor de tată, era numai dor de mamă. Cutremurați-vă, toi de sucore de la manta și valuri reci din brutule voi. Cutremurați-vă voi, ramuri golașe de codru primăvăratic și cuiburi părăsite de rândunei. Cutremurați-vă voi, frați și prieteni, îndemnați de versul lui, să vă bucurați din plin de prieteni și de viață. Cutremurați-vă voi, strune întoiate de chitară, că marele și unicul vostru stăpân lăutar a plecat pe drumul fără întoarcere și nu o să vă mai aline, nu o să vă mai mângâie niciodată. Thank you.
ce-a făcut, ce-a de făcut. E mine miscuire mușcarea dorului de absolut. Dacă el, fără el oricare lucru, și-ar urma cărarea sa, fără el chiar steaua noastră, dintre stele ar cărea, cărea. El Moldovie fiul și-a munteniei nepot, l-a înfiat întreg Ardealul, Eminescu peste tot. Într-o lume relativă mai avem un nume sfânt, Eminescu-i România, tăinuită în acele clipe fericite, am avut ocazia să cunosc pe Ion și Doina, mai mult pe Ion. Am întâlnit deseori la concerte împreună, în studiourile de înregistrări, festival. Ca muzician, zic, Ion a găsit cele nuanțe muzicale prin care Dumnezeu ne-a dat muzica aici, să ascultăm noi cât de frumoasă și frumoasă. Ce tine, Doamne, nasul prea după adevăr se sapă cu minciună. Și tot mai rar lumescu zvon ascult. Și tot mai des visez un drum de lună. Curațenii urcând ușor în sus, cum rogate ieri la rădăcină. Și maica mea în urma celui dus, venind pe deal cu-n ram de cealaltă mână. Ca uitor ce s-a făcut necas, ca un tip ce s-a făcut părere, durerea mi se-ncheagă pe obraz, lumina mi se-ncheagă pe durere. Ce chinuri, Doamne, n-am să duc prea mult, sub adevăr se sapă cu minciuni. Și tot mai rar lumescul zvon ascult, și tot mai des visez un drum de lună. Curațenii urcând ușor în sus,
flora de ier, la rădăcină. Și maică mea, în urma celui dus, venind pe deal cu ram de ceară în mână, curat senin, urcând ușor în sus, cu aurora de ierbi la rădăcină. Și maică mea, în urma celui dus, venind pe deal cu ram de ceară.
surzi suntem, cu auzul zăvorât, să ascultăm, să atâtea de auzit. Orbi suntem, cu ochi de împrumut, să privim, să atâtea de văzut. Ceea ce s-a organizat astăzi aici e de sănătate, de memorie și de sănătate. Vă las această carte, bolnavilor de ținere de minte de la Colegiul de Comerț, să ne pară bine că ne întâlnim și să nu ne pară rău pentru câte noi le-am făcut pentru cei care înseamnă blazonul de urmețe a neamului nostru. Am cântat cântece mărețe despre dragoste și lumea modernă, despre copiii cu minți și idei care fug într-una la bunei, despre un Hristos basarabean exilat în Siberie de gheață și despre un Ștefan cel Mare care veacuri la rând are adevăruri tragice cu crucea de aur prin cerul de azur tricolor. Cântecele sale izvorăsc din cea mai tulburătoare baladă românească, din balada lui Ciprian Brunescu. Ele cuprind întreaga jale a Moldovei, din partea stângă a Prutului, întreaga ei demnitate și credința ei în bine. De verzenie și de mândrie au cântat și au ascultat până și pietrele bătâne ale mănăstirilor. Și munții din jur i-au ascultat, și brazii, și cerul, și ei mărturiseau prin cântec și făptură, trei culori și o singură iubire românească. Trei culori și o singură vorbire românească. Trei culori și o singură credință românească. Trei culori și singură fiind. Yeah.
versuri și muzică de un rar curaj bărbătesc, de o rară sensibilitate românească, de un mare resumet, mare talent, mare sensibilitate, mare intelect, mare curaj, mare bărbat. Plouă cu frunze de om, plouă cu frunze de doină, plouă cu frunze de muzică aleasă. Cine știe despre care de color a cântat acest cuvânt? După modul, după amploarea vor sună cântecul, înțelegem că e vorba de tricolor, arborat deasupra casei, deasupra reîntrecerii. Thank you.
Iartă-mă cu ochii stai.
fugiram do pozele, no pe ale tale le-am pus. Cântece, no pentru tine eu am scris. Iartă-mă, iartă-mă, seducții până ocoarele. Iartă-mă, asminte rece soarele. Iartă-mă, e timpul, nu știu cum, grăbi. Iartă-mă, ajuns eu te-am iubit. Iartă-mă, mama. Ție, mama. Lângă tine eu nu sunt. Iartă-mă. Cu ochii stai mereu la drum. Iartă-mă. De atâta timp nu ne văzui. Iartă-mă. Când de ce nu pentru tine eu am scris. Iartă-mă, cine n-are părinți, n-are sărbători și lumină. Orice fruct are o ramură, orice ramură un trunchi, iar fiecare trunchi o rădăcină. Cine n-are părinți, n-are zvoare, nici zei. Patru de curte care te-a scurs să lași, o candela iubire. Inimă fără grație, un anotimp cu galoate, orice bucurie numită mamă și împreună o patrie. Adânca și grea de înțelesul e starea când, întorcându-te la rosturi uitate, ți-e dor de iubire de demult, numite părinți ce-ți departe. De moarte nu mă tem. Mă tem să nu adese trupul suflare de izvor. De moarte nu mă tem. Mă tem de suferința mamei, de a vedea că nu-s. De moarte nu mă tem. O inscripție greacă, de pe o piatră funerară, afirmă. Nu sfârșitul vieții e dureros, de vreme ce aceasta e soarta fiecăruia, ci moartea temporie și moartea mărăție. Moartea e condiția vieții. Pe părinți nu-i sperie moartea naturală a copiilor săi, ci îi întristează cea provocată. Doamne,
Mâine sunt astea dor, aștele de ocur, nopțile sunt plăcute de ramă, toamnele te-au neștezit, iernile te-au dăinit, ca pe floare din grădină, mamă. Dragoste față de mamă înseamnă neuitarea ca să te reîntești, a locului în care te-ai întemeiat, permanență, limbă cu totul. Cine n-are mamă, n-are nimic, lăsă un proverb, vorbind parcă din gura Meoriței. Mama este copilăria noastră îmbătrânită. Mulțumim, stimată familie Marin, că ați născut, crescut, educat o floare cu numele Doina pentru puterea de a supraviețui momentele grele din viața dumneavoastră. Pentru dumneavoastră, pentru Doina și tuturor părinților din lume, răsună următoarea melodie.
unde le pescat și le cântare, meșteri cântare, te stinge cu încet, și vânzi chiar cu tremurare, oftării dulce din brădet. Mi-a picurat un strop în suflet, din taina vremii de mult, și plânsul veacurilor duse, mai fi oare cât te ascult. Cum te-ai topit acum în noapte, eu stau cu inima la sfat. În care brad, de care cream că plânsoarea ta s-a aninat? Târziu odată, cine știe, trecând pe aici un călător, te va culege dintr-o floare. Coborând largul văii, și-o lume te va asculta, și-o lume toată va începe să plângă cu durerea ta, a mea ultimă cântare. Iar eu vă las cu mintea îndurerată și ochii închiși pe jumătate. Mă duc în țara fermecată a cântecelor necântate. Se disting lacrimi și dezastre, mi-ai vestit o lume nouă. Voi nesătoarele voastre, noi v-am dat inima vouă. Mirare de sânt oglinda, că azi, când se cântă fără noi, nu e nici zunze de colindă, nu sunt nici chiote de nuntă. Trei lumânări pe masă, trei lumânări noi am aprins. Trei lumânări pe masă, trei bucurii de necuprins. Cea care în mijloc arde e fiul nostru cel nesemn. Iar celelalte două, iar celelalte două, noi suntem. Au fost trei lumânări care am dat de plin, armonios. Au fost trei lumânări. Trei ale dragostei mari.
voi mirosea flori de toamnă. Când voi pleca, voi mirosi a flori de nuc. Când voi pleca, voi mirosi a ploaie. Când voi pleca, nu o să mă credeți că mă duc. În ochii mei nu veți vedea durerea, ci doar tristețea florilor de măr. Vă voi iubi atunci în tăcere, știind că mă iubiți și voi la fel. Când voi pleca, în noaptea cea cu lună, la focul unde-i sfinte lumânări, mă veți vedea cu dragoste împreună, scriindu-vă scrisori pe flori de tei. Eterna liniște pe fruntea mea va fi, un zâmbet pur pe buzele-mi ca struna, eu voi pleca ușor și trist, ca în prima zi, pentru a fi cu voi întotdeauna. Sunteți cei care ați crezut mării cum crede doar mireasma de nufăr nufărului. Ați pornit spre inima valurilor cu bucurie de copil nenăscut, uitând să vă aruncați în barcă chiar vâslele. Ați plecat vrăjiți de șoaptele false ale mării. Ați plecat. De atunci, marea se arată străină așteptărilor noastre. Oarecare val vă va fi adăpost? Acum, măcar furtuna de ne-ar aduce vreo știre. Ca să-i pipăi pulsul rar de clipe. Ce-o fi acum pe pământ? Mai curg aceleași stele peste fruntea lui în stolul și din stupii mei mai zboară roiuri de albine spre păduri? Tu, inimă, ești liniștită acum. Mult a trecut de când îmi răstrângea încheptul scump un soare nou în fiecare dimineață și o suferință veche în ușii ce amurg. O zi sau poate veacuri, un stângen doar deasupra mea în lumină, flori cu sân de lapte îmi apasă lutul. Să pot, eu mi-aș întinde mâna și le-aș strânge într-un mănânchi, să le cobor la mine. Dar pământul poate nu mai are flori. Gândul meu și veșnicia seamănă ca niște gemeni. Ce lume se va zbate azi în valurile zilei? Ades, un zgomot surd mă face să tresar, să fie prietenii, fiul, mama sau tata, să fie pașii sprinteni ai doinei, sau e moartă și ea, să fie pașii mici și gura livia ei, sau poate pe pământ e toamnă și niște fructe coapte în cad, mustoase, grele, pe mormânt, desprinse dintr-un pom care a crescut din mine.
care din nal supraferesc la alfe numeți, din scaunul împărătesc, pe lespede în fața ta și ungi arăgele în cheamă. Sau poate tu nici nu ești. Oh, dacă aș ști, dacă aș ști că ființa lui, aș putea să mi-l dorești, ai nepotipându-te. Să nu mi-apar ca din poveștea din închipuire de rai, zmeul tulbure și amăcit, eu mi-aș stârni grădinele, trimite-mi așa binele, de pe ploape, ghim, flori, pe fir, să te clădească trandafir. Vouă, doina și eu, de la nămez, la sfințit. Bate-mă clopot și doare lumina din ochii voștri în lacrima durerii unui neam. Bate-mă clopot și doare durerea sufletelor voastre în durere. Pace.
să fiți la nivelul acestui eveniment. Ponderea lui e cu atât mai mare cu cât acest colegiu e specific și față de facultăți de litere, institutul sau academia pe care a terminat-o Ion și poate nu știu și-au mintit sau poate fac ceva fără să știm noi. De-aia zic că această sărbătoare, acest eveniment își are o pondere specifică și se datorește, după câte am înțeles, corpului didactic în fruntea cărui domnul Țărețan, ceilalți membri al corpului didactic. Toți cei prezenți care și-au ales profesia ocrotită de Mercuri și care sunt convins că vor face în viața lor nu numai comerț, nu numai marketarii, dar vor năsăti, vor educa în spiritul nostru, din ea, ceea ce ne-i spun, ceea ce ne-i sfânt și ceea ce ne doare pentru a trezi conștiința pentru a o dezvolta și a duce-o mai departe pentru a continua ceea ce a ținut, la ce a ținut mai mult Doina și Ion și vor ține generații dacă nu-i vom da uitării. Vă mulțumim frumos încă o dată din partea familiei și vă dorim succes la învățătură. Să nu vă fie indiferent timpul, că e puțin, așa cum se cânta și în cântecul pe care l-am auzit și care îl cântau adesea. Trebuie să ne grăbim. Fiind în Chișinău, să luăm tot ce putem de la gimnaziu, de la muzee, de la teatre, de la biblioteci, să ne întoarcem în sat, de acolo de unde au venit. Așa cum am venit și noi, doctora de cunoștință, de științe, că viața e scurtă, iar noi avem de făcut multe. Vă mulțumim! Și mi-am dat seama încă o dată că avem copii frumoși, copii buni și nici de cum să nu trecem la vârsta pe când eram eu. Și încă o dată mi-am dat seama că anume aceste asemenea întâlniri ne va uni, ne va face mai bun, ne va face să ne aducem aminte de oameni scumpi, dragi, de părinți, de oameni care nu mai sunt între noi, nu numai atunci, la Paște, la Paștele Blăjene, dar și anume la o asemenea, să-i zic, serată, în timp. Poate că cineva a așteptat zgomot, a așteptat sunete, însă noi, ceea ce am prezentat azi aici, am prezentat din suflet. Și cum s-a spus pe scenă, să ne fie iertată totul, dacă ceva n-am făcut. Dar sperăm că totuși, măcar cât de cât ceva a ajuns și acolo sus, în ceruri,
acele cântece pe care le-am audiat azi. Cântecele pentru ei, cântecele lor, a lui Ion și Doina. Și sperăm că poate măcar după aceste momente ne vom prețui neamul, ne vom prețui pe cei oameni care sunt lângă noi. Și se prețuim nu după aceea ce au trecut în neființă, dar se prețuim în timpul vieții, după cum și s-a spus azi de poetul Ioan Filip. Vă mulțumim că ați avut tărie de caracter să auziți, să ne ascultați. Unica aș dori aici, la acele cuvinte adresate părinților, le doresc multă, multă sănătate, le doresc tărie de caracter, să supraviețuiască aceste momente grele și să-l ridice pe Cristian, Cristofor, și să-l aducă acolo, la acea înălțime, cum au dorit, cred că, să-l vadă și părinții. Vă mulțumim, fiți sănătoși! Cei s-au trecut astăzi în această sală, va ajunge cu adevărat la sufletul fiecărui copiii prezenți aici. Asta va fi o mare realizare. Asta înseamnă, vă zic, că în afară de sutele mii și milioanele de oameni, nu numai din Moldova, dar și din alte colțuri ale Europei, poartă ca un simbol pe cei ce au fost și rămân pentru toți noi, Doina și Ion Teodorovici. Asta înseamnă, vă zic, că această rădăcină, această legătură se va păstra și pe viitor. Vreau să-i doresc lui Cristi multă, multă sănătate, mulți prieteni, devotați, dar dacă printre ei apar și nedevotați mai bine, nu-i considerați prieteni, fiindcă câteodată prietenul te lovește mai dureros ca ceilalți. Să ai prieteni adevărați, demni și să păstrezi, să continui această rădăcină a neamului, fiindcă cu adevărat s-a spus, tu ești stâlpul, tu ești, vreau zic, acea rădăcină care urmează să duci spre viitor neamul, tradițiile, cei ce ține de familia dumneatale. Școanii, vreau zic, să fii demn de tot ce te-au învățat mai lucruri frumoase, demne. Vreau zic, să urmezi și sfaturile bunelor, bunicii, fiindcă ei acum îți înlocuiesc părinții și eu sunt sigur că, urmărind mai multe lucruri, sunt sigur, vă zic, că tu ții la bunica și la bunelul tot așa cum ții la părinți, pe care îi consideri permanent alături de tine. Să fii un flăcău inteligent, așa când va vorbi lumea de familia Teodorovici, de Ion, de Doina, să-și amintească de fiecare dată, vă zic, lucruri frumoase de tot neamul dumneavoastră.
Și mă iertați că nu pot să rămân cu Dumnezeu până la la ora 1. Ea vine acasă și spune, mamică, soțul mi-a rămas bun de la film. Îmi spune, dar de ce? Uite, mi-a spus că, uite, îl închid aici. De ce nu mi l-a dat? De ce nu m-a lăsat? Doar eu stăteam acolo, nu făceam nimic. Și când s-a dus la ora 1, spune, nu știm cine a intrat aici, nu știm cine a făcut, că, uite, demandexat. Spune, bine, dar cheia, ai spus că e la mata. Hai să vede cineva am altă cheie. Ce mai sunt? Nu, e tot bine cunoscut. Nu, sistemul dezvoltat în țara aia. Nu știe nimeni. Se dezvoltă. Astăzi ne-au făcut, cu atâta greu am făcut copii la cei ce au făcut ei, adică la o parte, n-am găsit nimic. Atât de proaste ne le-au făcut. Asta e ceva, nu m-a trebuit să tare mult să vrei ca să faci așa. Foarte mult. Doar filmul Doinii este originalul. Nu ne l-au făcut cu atâta rebut. Și ce nu-i întreb, nu găsesc. Nici la radio, nici la televizor. Nu. Mai când am văzut atât de nori, să-mi spun. Filmarea, cu copil. Tot nori. Tot doamna, ne-am adresat la televiziune, am vrut să facem o copie și nu ești de cont. Deci cred să vă faci și nimic bun. Deci noi o să facem o copie la serată, am să vă pătrați. De atunci nu mai avem un prieten cea care așa că mai bine al nostru om. Dar ei au văzut toate casetele acasă, și audio, și video, și când le-au prădat. Și le-au prădat toate, absolut. Toate. E bine, le fac celălalt. Ce le trebuie pe asta? Pentru niște casete. S-au răit lumea, da. Asta poate fi și politică. Ei sunt plătiți. Acela care a luat are lumea. Dacă ei au stat, au mâncat, au băut. Aveau niște tăticuri și l-au luat. Aici la Boiocani? Asta s-a întâmplat când a fost la Brașov, cer de aur. Exact când ei cântau. Extraordinar. Asta nu e întâmplător. Da, nu, nu, nu cred că. Încă nu l-am. Și nici nu cred să fi fost dușmanii. Avem la școala poliului ăsta. La școala asta, cu așa cu poligrafii. Domnul Marin, dar vreau să sunt mare majorgari care au trecut programa liceală. Aici. Da, da. De limba și teatrul română, cu 500 de ori. În profilul în care asta se... Când eram la Raiul Năfăută și tot, adesea mă meram de cunoștință de întrebări limbii, de istorie, ai studenții mă meram de subiecte. Erau chiar mai bine de profiți. Sigur că a fost o muncă asidă a profului didactic, dar și aluatul din care faci lucrurile astea e bine dospit, e bine pregătit. Rezultatul bun. Repetiți aceea? Cea mai mult. Chiar cei de la Colegiul Profesional de Academie. Acei de la Legat. Ei, aceia erau foarte slabi. Noi pregăteam acolo pentru librării.
Noi cât avem? Bacalaureatul 90 și cât? Procente anul s-au strâns bacalaureatul anul aici. Cei mai nenorociți se duceau. 48 de ore din 56 s-au strâns bacalaureatul. Care au depus ce? Nu, clima, așa o atmosferă, cerinții că ți-ai pornit de la portitate și în timpul selecției vă țin cont în lucrul ăsta. Și asta și vă mulțumesc. De ce 43-4 vă spun, cred că 3 nu ai trecat, 43 care au trecat, cred că 44 unul mai rău. Sunt studenți la Academie de Studii, avem la limba, litere la limba română, la limba franceză, avem la Academie de Studii Română din București, la Facultate de Prestigiu, relații, așa, tranzacții internaționale, poate face față. Deci aici avem la Academie, aici avem mulți, avem la juridice română. Noi suntem parte componentă a Academie de Studii Română. Și mai avem așa un direct la care cere. Păi, eu nu știu de ce cred, nu îi cere așa, știi? Carte, eu vrei carte. Dar mai spune și mie, nu mă cere. Și mie, da, doar cere. Îi face autoritate mare. Creștele de la cap să-mi pute. Da, să-l întreabă cineva cine e director, spune că domnul Roibă, sunt, e, la Roibă se face carte. Uite, nu știu că de aici, duci că nu. Asta e. Într-adevăr, în șpala e ce că... Ne facem carte cu profesorii noștri. Păi da, corpul de da, da. El nu e selectat. Nu, aici, toți sunt unite împreună. Eu m-am vorbesc ceva scolă care poate nu vrea, dar dacă eu pui avea securat, eu creează. Asta e un moment, dacă aveți cerințe, face și acel care e mai... Și atmosfera asta s-a simțit pe tot parcursul acestei. Se aranjează într-un rând și vrei, sărbări care... Sunt care mare pregătiți care se pleacă, care nu vreau să nu spun așa, care nu s-a mult. Noi este permanent, nu vreau să spun că am ea. Noi așa înainte, când facem o activitate, ceva, ori ceva ieșim în lungă, ceva îi facem și gen, un concurs. Întotdeauna am avut niște copii extraordinari. Să-mi minte când am făcut o lecție deschisă, știți, pe partea educativă, când doamna Borulac, mare ziua, grupa ei, că au făcut o scenare pe Esenie, pe Lerman, pe Pușchi, pe... Toate, cam așa, și cântau și au venit reprezentant de la școala de muzică de Coca, da? Și de la altele au fost, eu rămas... Mai mult decât să ne spun un cor, am avut un cor popular, un cor extraordinar popular, care era la Academie, era la Institutul de Medicină, Lenscă era, Lugoș, Alexandruna, de ce da, dar... Apoi ea, până în ultimul moment, vreau că era clar că dumneavoastră se stinge din viață la 50 de ani, dar la 9 mai, așa eu spun, înainte așa era sărbători, la 9 mai au venit dumneavoastră din stat și aici curgeau dumneavoastră sudoare, umidă era, transpirat complet și cu curul a interpretat niște cânti și extraordinar pe lângă. Știi la zi? Da, nu, eu spun că... Da. Eu spun cum a fost pe vremea. Dar de 9 mai? 9 mai și sau pe... Ești tot și rămâne de 22, s-au murit o fost. Cristian, acum să punem turtă. Nu, dar este aceea. Păi, de ce dacă noi ne facem ca să o adustăm? Da, e studenți întotdeauna, nu mai las. Luați. Fiți sănătoși, să aveți bucurie. Nu ce facem cu vorbim în plus, numai ca asta... Fericiți, vă rog. Nu, da. O să ne asta lui, dăm domnul Marin. Asta poți cu vorbim? Asta de jos? Nu, 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 nu,
Unde, de unde s-a spus la dumneavoastră? La dumneavoastră. La mine, la mine. Câte și apartoare? La bună, în jos. În jos, în jos. Rămâne la tatea? Bine v-am ieșit! Bucuritelor, astăzi e 16 noiembrie, ziua de naștere a lui Doina și colegiul nostru a încheiat vieții și activității ei așa o serată de amintire și care a intrat numai decât în istoria vieții ei, deoarece părinții au spus astăzi că sunt tare, nu că mirați, dar sunt mișcați de așa o serată făcută de colegii noștri pe care ei cred că niciodată nici nu au visat. Și eu vă aduc mulțumiri grupei 70 de așa o serată bine pregătită și grupul 125 care masa a pregătit-o în amintirea Doinei și socot așa că ea a fost mândria nației, mândria poporului și trebuie fiecare dintre noi să o ținem în amintirea noastră ca un om numai cu merită, dar un om care a putut să facă foarte mult, nu numai ea, dar și de Ion Todorovici, care putea într-adevăr să ne ridică cultura noastră, să ne ridice demnitatea noastră. Dar cred că o să prelungim lucrul acesta. Deci, în amintirea lor, vă rog, luați de pe masă, să-i fie țărna ușoară și părinții să o amintească, să fie tot timpul pusă în fața tuturor activităților lor și cred că și noastră. E lucrat astăzi, vai de capul tău. Hai, nu vă rușinați, mâncați. Pe urmă, aveți frică de... Lucica Stemi să mă rugeți. E cum vă văd până voastră. Nu mai suntem în pirate. Dacă ați domnul Golovaș, că nu ați vizea, mă. Ce nu vă faci eu? Azi când m-a văzut cu mine, s-a speriat. Dar de cea cu limba rămâne. Fiți cu minți și să faceți și fizică și literatură, dar mai ales fizică. Mâna mea muncea. Îmi pare rău că doamna Rotaru n-a fost, mă trebuie la ce chiar așa. Nu și Milga cât n-am iertat, dar tot de una. Chiar mă bucuram pe toate așa pe cele cântam. Zic, și Milga, ți-e familia Sirițanu, ori te măriți, ori te duci în curie. S-a măritat. S-a schimbat familia. Dar tot mai bine. La bine, e coașă, mă, plină, mă, patru. Natasha, nu știu că e levă. Puneți și asta cineva. Cei care suntem de figură, folosesc.
Am avut și un tort, am făcut pietre, dar l-am dat totul. Nu, 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 nu